Atât vă spun, din start, am găsit originalul. Se spune că a fost odată o poveste adevărată. Și de data asta o să o spună chiar autorul ei. Cu vorbele lui, pe melodiile compuse chiar de el. Hai să fie cu noroc, domnule. Bă, dar ce a intrat is asta? Mare, bă, mare bunătate, mă, să mure dacă nu vin. E bună, deci... Numai că miroase, uite, ia... Da, ce, da, da. Ce miros are, mă, parfumat. Da, da, e parfumat, da, e frumos, da. E perfectă de așa ceva. Bine, băiatul care se ocupă e și el pasionat de felul lui, adică e, trăiește, da, pentru asta. Să, nu, dacă nu bei un vin bun... Nu-l interesează profitul, îl interesează doar să iasă bine. Nu există în lumea asta, frate, ca al meu. Am gustat străinătatea, e mai par și vă că moartea. Fata care vinde flori, e roșie în obrăjori și are ochii negrișori, mă. Bă, toate hituri, mă. E ale mele. E născute de mine, cum spun eu. Bă, Emilu, e copiii mei ăștia. Un motiv foarte important să ridicăm paharul. Sănătate. Și să ne bucurăm că suntem din nou împreună într-un nou episod de Cămin Cultural. Doamne ajută sănătate. Doamne ajută sănătate. Ne-am dorit de mult acest episod. Bogdan e martor. De la el pornește, de fapt, toată povestea. Am fost fermecat de povestea ta, Sorin Necunoscutul. Bine ai venit în Căminul Cultural. Mulțumesc de invitație. Citind cartea lui Bogdan, desigur. De acolo ni se trage. Mulțumesc mult. Te rog, Bogdane, că tu ești vinovatul, acum poți să... Știi cum e, ai dreptul la apărare. Să încep narațiunea, aș zice. O să încep așa. O să spun o poveste la început, pentru că povestea o să fie linia directoare a discuției noastre de astăzi. Și o să vorbim de un nene, Stan, care abia ce îi sprăvise de zidit o căsuță mică în Mogoșoaia. Sorinel era de câțiva anișori și frățiorul său era în pântecele Cobzăresei. O să înțelegem de ce e importantă Cobzăresa. Ce poveste. Și deși unii din colegii de la fabrica lui Nea Stan se mai ocupau de fel de fel de trăznăi, Nea Stan prefera să doarmă liniștit, vorba cântecului, și așa și-a crescut și copiii. Adversarul său de la table îl mai contrazicea din când în când, dar era și el de acord că da, era să trăiești așa, un om de nota 10. Chiar dacă te scul noaptea pe la 3 de lângă copiii tăi. Deși tovarășii de la conducere îi ziceau lichefiere la procedeul pe care îl aplicau ei acolo la uzină, ei știau că e tot topeală, cum făceau ei bătrâni. Nea Stan însă nu s-a plâns niciodată. Avea nunți bunicele, se mai vedea cu adversarul de table din când în când ca să mai pună la punct câte o armonie sau două, iar talentul era un concept central în lumea în care a copilărit Sorin. Da. Dar societatea de jur împrejur arăta atât de demoralizant încât părea că muzica care iese din casa lui și a vecinilor lui, da, era ca o adunare de oameni diverși din toată lumea, puși pe șotii și pe veselie, care treceau, da, pe lângă un liman cel mai distractiv om de oameni triști și bolnavi. Wow. Slavă Domnului că încă mergeau nunțile păsate. Ca adolescent, Sorin mergea deja de câțiva ani într-o companie selectă să cânte prin mahalalele Bucureștiului, să aducă și el ceva acasă. El mă lua. Gheorghe Lambru în special îl iubea enorm și niște boldeni ziceau că ar fi fost securist, atât de multe informații din sânul familiei părea că știe când s-a apucat să le cânte. Dar câte suspine și blesteme o fi îndurat Sorin, nu s-a întrebat nimeni, pentru că Sorin ajungea acasă, spunea să rămână mamă politicos și lăsa teșchereaua de bani pe masa mare din odaie. Trezirea se producea inevitabil către miezul nopții în lătratul cotârlelor din Mogoșoaia, se aprindea tutunul și gândurile împresurau iară. Frățiorul său Romeo proba în fiecare zi altă pereche de ochelari de soare, dar cei doi frați aveau să descopere propria lor cale. Unul a luat pe drumul Angliei, celălalt încă poate fi găsit în cartierul lăutarilor din Mogoșoaia și pentru mine vreau să spun că e o foarte mare bucurie să-l avem alături și pe Sorin Bobzar. Și eu la fel m-am bucurat foarte mult de invitație. Bravo! Mulțumim frumos de vizită! Mare bucurie! Cu respectul pentru... E o poveste care e fascinantă, evident, fără discuție. O să descoperim multe lucruri pe care nu le știam despre muzica pe care noi o ascultăm, mulți dintre noi o fredonează, poate că pentru unii a reprezentat apropierea de muzica lăutărească. Și o socotim folclorică deja. Sigur e din că popor. Da, sigur că da, așa sigur îi zicem, că, da, că e din popor. Da, normal.
Dacă scoți o melodie și o cântă toți, nu poți să spui, bă, spui că e a ta, dar dacă o cântă toți băieții, te simți bine. E din popor, asta e. Așa. Particularitatea acestui episod este că toate cântecele pe care le va interpreta astăzi Sorin, aici de față, o să-l mai încurcăm și noi pe aici, pe acolo, cel puțin eu sunt la capitolul încurcat, Bogdan e la capitolul descurcat, deci eu încurc, el descurcă, noi împreună ne completăm perfect, normal, este un echilibru. Normal, sunt bine la voi aici. Toate sunt melodii nu doar originale, ci sunt și compoziții ale lui Sorin. Exact, deci de data asta avem un episod doar cu cântece originale scrise de un singer-songwriter, cât se poate de serios. Da. El le-a făcut, el le interpretează și mă bucur într-un fel că mi se pare că în sfârșit e un pic de dreptate. O să le avem înregistrat cum trebuie cu aceste cântecele. Pentru că în epoca în care le scria, el, da, cânta atât de des încât n-a apucat să pătrundă, să se bage cu capul într-un studio, să le tragă așa cum era atunci. Așa. Sunt curios câtă lume știe, de exemplu, că nu există în lumea asta, frate ca al meu, e melodia scrisă de Sorin. Foarte curios. Deși sunt convins că toată lumea o știe melodia, adică e imposibil să fi mers, mă, măcar o dată, dacă ai mers într-un restaurant unde au fost lăutari, ai dat peste cântecul ăsta. Și este una din primele manele, o spun cu toată răspunderea, care a fost interpretată, a fost chiar înregistrată un pic înainte de evenimentele din 1989. Mi se pare că de formația Generic, sper să nu greșesc, ei au imprimat-o primii, dar Sorin o cânta de pe vremea lui Ceaușescu, de la jumătatea... 87. Da. De la jumătatea anilor 80 a început să o cânte. O să vorbim despre fiecare cântec în parte, că o să le și... Da. O să ni le cânți, nu-i așa? Normal, cea mai mare plăcere, de-aia a venit. Îți mulțumim din suflet. Hai să începem povestea ca să fie cât mai completă, cu începutul. Nu așa s-ar cuveni? Și mie mi se pare că așa s-ar cuveni. Sorin, ia povestește-ne puțin despre tatăl tău și despre mama ta. Pot să spun că am avut un tată foarte muncitor și foarte... familist. Cu ce se ocupa el? El lucra la fabrica la Rometru. Ok. Și... Dar și cânta. A doua pasiune a vieții lui, tată în fiucă, și tata lui a cântat, a tot familie de la lăutari, cânta cu acordionul și făcea foarte bine. Era apreciat de oamenii lui care îl iubeau. Că toți avem niște oameni care ne iubește. Bă, toți. Sigur că da. Dar tu zici că e a doua pasiune, mi-e teamă că asta era prima pasiune. Prima, da. Prima, asta mulțumesc cu pentru mersul la prima, întreprindere, cred că era frumos dacă era și asta o pasiune, dar prima pasiune, cred că... Cea mai mare, cea mai mare. Păi trecea pe-n sânge muzica asta, e fără, dar și poate. Deci ăsta a fost tata, cel mai muncitor și ce, să fim bine toți. Și mama? Copii. Mama, tot așa, din familie de lăutari. De unde se trăgea? Taylorman, Zâmbrească. De la Zâmbrească, uite ce unde e Zâmbrească, frumoasă. De la Rușiori. Exact unde se întâlnește Telormanul cu Oltu, Paremise. De la Rușiori mai mergi câteva stații. Da. Și ajungi la Zâmbrească. Pădurile alea frumoase de șes, unde probabil erau acei zâmbri, de vreme ce îi zice Zâmbrească, da, nu? E o lume de poveste acolo. Sigur că noi zilele astea când spunem Telorman ne gândim... Fântâna cu Găleat, vezi toate alea pe acolo. Frumos. Și zimbri, deci dacă erau zimbri, trebuie să fie și vânători. Normal, și din cultura aia vânătorească se trăgeau bătrânii care o parte erau copzari, pentru că trebuie să spunem, noi îi spunem Sorin Necunoscutul, pentru că așa a fost el poreclit. Ăsta este renumele. Exact, de dar pe el îl cheamă Sorin Copzaru. Nu, Florin. Florin Copzaru. A botezat-o mamaie soare, că eram mai negru când eram mic și am postat și spunea, a ieșit soarele pe stradă, ai mă mamaie, mă lua și a ieșit soarele. De la soare a venit Sorin, ce drăguț. În acte de fapt e Florin Copzaru. Florin Copzaru. Da. Și a zis Sorin de la soare. De la soare. Și pe fratele Romeo îl cheamă. Chiar Romeo. Copzaru Romeo. Romeo Copzaru. Noi îl știm de Romeo Fantastic, dar n-aș vrea să dezvăluim. Asta e o altă latură a poveștii, dar neașteptată faptul că Sorin frate cu Romeo. Și că nu există în lumea asta frate ca al meu, că tot am pomenit cântecelul, îi privește pe ei doi. Eu de când am aflat această poveste minunată, că Sorin, acum vreo 10-11 ani de zile am aflat eu că Sorin a făcut acest cântecel, nu mă mai pot gândi la nu există în lumea asta frate ca al meu, decât imaginându-mi pe Sorin și pe Romeo. Pe ei mici. Aia e povestea cântecului, de fapt. Ce diferență e între tine și Romeo, Sorine? Păi, e vreo diferență de vreo 5 ani, așa. 5 ani. Și el a fost tot timpul mai... El a fost de mic mai așa. Zona asta, chic, că caut cuvântul potrivit. Bă, noi ne-a băgat că atunci, pe timpul ăla, dacă nu trebuia să bagi copiii la grădiniță să poți să
părinții mei să poată să muncească. El la grădiniță când era mai de ochet, așa, mai zvârlugă, cum să spunem. Îl îmbrăca aia când era spectacole, cum era înainte. Da? La sărbări. Da. Îl îmbrăca în țigănuși, în alea, și avea talent de mic, a avut talent. Da? Gândesc că avea talent. Cânta și el la ceva, la instrument? Da, cu acordeonul. Mai îmi fura mie acordeonul, că nu eram eu pe acasă. Și eu îl furam pe alu tata, că așa eram. Că tata nu vrea să mă lase să cânt. Și cum zicea tata... Care e menirea lăutarului pe pământ? Tatăl meu spunea, mă, să fii și lăutar, dar să ai și servici, că dacă să fii lăutar, te bagă tata la școli mari să ajungi inginer. Și uite ce inginer am ajuns, lăutar. Inginer de acordeoane. A prins și Sorin, e generația... Generația când erau... Aproape de generația mea, noi suntem aproape de aceeași... Părinții erau foc să-și vadă copiii. Inginer, da. Eu am scăpat la graniță am fost. Maică-mea săraca n-a scăpat. Ea trebuie să termine totuși o facultate politehnică, în politehnică. A terminat chimie industrială, așa era, trebuia să facă, mi-era țața Leana. Da. Deși evident că și mama avea chemare tot în muzică, ea a făcut la școala armatei, se chema, la casa școala armatei, cânta la casa armatei, a făcut vioară, voce, deci da. Deci iată de ce sunt. Da, dar săraca ea n-a avut, dar că bunica mea n-a discutat, bă, inginer, punct. Și da. La tine tata care el cânta... Ureche, după ureche. Cânta după ureche, cum, da, și eu cânt după ureche, când am... Băi, normal. Ce vreau să zic, tata, deși cânta, el și-a dorit ca tu să nu cânti. Da, tatăl meu. Ca să vă spun drept, a zis, mă, să fii lăutar, da. Eu am trăit pâinea asta și ai văzut cum noi lăutarii când suntem mici, mai te iau unul la mișto, mai cu tare, am trecut și prin astea. Băi, tu să ajungi inginer, că dacă ajungi inginer, sunt cel mai fericit. Bine, bă, tată. Adică o să te respecte lumea, o să obții un alt statut social, că de fapt asta era toată povestea. Era puțin și altfel viața lăutarilor pe vremea aia. Sigur că da. Era o meserie mult mai umilitoare decât e zilele astea și asta cred că poți să ne spui tu mai multe. Adică acum 40-50 de ani, eu știu din poveștile lăutarilor, inclusiv mulți dintre ei care au fost aici la Căminul Cultural, că nu primeai o scenă luminoasă, 60 de minute de program și aplauze domnul artist la sfârșit. Era un pic altfel. Cum erau nunțile pentru el? Cum se întorcea de la nuntă? Tatăl meu când venea acasă, întotdeauna când venea de la nuntă, ne aducea chiec, ne aducea prăjituri, ce lua și el de acolo, de la oameni. În primul rând astea, ne aducea cât un chiec, cât o astea, fursecuri, cum era, venea cu bani, venea cu ale. Dar viața era ușoară, adică era o scenă mare, avea un statut special? El cânta mai mult pe la nunți. Da? Și pe la oamenii care îl chema, nu? Sigur. Dar la nuntă pe vremea asta, zice Bogdan, lăutarii erau așa, domne, gata, au venit lăutarii cu tare, faceți loc. Da. Lăutarii erau respectați. Erau respectați, da? Era, mai ales să cânti și bine și să te cunoască și lumea, erau respectați. Adică tu mi-ai spus chestia asta, că în primul rând tu te-ai simțit mai mult respectat, a spus foarte frumos, inclusiv în cartea mea am notat chestia asta, te-ai simțit respectat mai mult ca meserie. Da. Asta, adică, dintr-o dată, pentru că erai lăutar, era ceva un pic mai special, era un pic mai deosebit. Sigur. Pentru că făceai ceea ce eu, făceai. Eu, cum să spun, să mă scuz că eu, dacă am cântat, am cântat în drag. Deci, eu nu știam ce înseamnă banii aia, că mai m-a luat tata cu el pe la Cârcium și s-o umplea mesile cu bere, cu nu aveam nevoie. Eu cântam în drag și toată viața cânt în drag, că vine și banii, asta e altceva. De la ce vârstă ai început să cânti, Sorin? 6 ani am avut primul botez. 6 ani. Îmi luase tata un acordion cu 12 bași, ți-o minte, făcut serată, că înainte să făcea ceareuri. Chiar ce vremuri frumoase. Nu le-a prins Bogdan. Bogdan când s-a născut nu mai era ceare. Exact. Când mi l-a adus, mamă, îți dai seama ce era pe cap, nu mai îl dădeam jos. Da. Ce acordeon era? Era unul cu 12 bași. Da, dar zic, dar ce era producție parot românească? Da, Timiș era. Ah, Timiș. Timiș, mă, da. Timiș. Da. Ce mai, viața ta, clar. Era fericirea mea, îți dai seama. Tu cântai deja la acordeon până să-ți aduc acordeonul ăsta? Mai mă chinuiam cu ăla lui mare, dar mă bătea, nu mă lăsa să pun mâna pe el. Normal, îi înfundai groapa, îl murdereai, îngropai clapa. Da. Păi el când aveam subă de aia cu plită, știi? Și când venea cu acordeonul de la nunți, uite bă, era al dracu, cum spune, îl punea așa deasupra plită și îi dădea aer ca să se usuce muzica când intra de la rece la cald. Ce și uite, dă aer, face așa, e niște chestii de-astea, știi? Care le-am învățat și le țin minte toată viața. Ce să mai... Eu sunt convins că există un respect dintotdeauna aparte pentru lăutari, dar în același timp
Îmi pot imagina că am mai fost și eu pe la anunț botezuri cu metrii. Respectul ăsta e în prima parte a anunții, adică după ce oamenii încep să o iau ușor, ușor pe ulei, după unde, aia unde avem și proverbul, nu? Vin lăutarii și pleacă țiganii. Asta este un proverb vechi românesc. Da, e o vorbă veche. Corect. Da, adică e o chestie care cumva se înțelege. Bea lumea suc, bea lumea un șpin să simtă sigur, bine. Sigur, dar oamenii după ce o iau pe ulei încep să cam tragă puțin, adică lăutarul săracul și-ar mai trage și el sufletul, ar mai stă și el deoparte. Și mai e vorba oricum și de alte medii, pentru că uite, eu cu tine am vorbit un pic ce mă interesează pe mine mai mult, aici e partea aia de antropolog din mine, datina asta a cântatului la mormântări, pe care eu am găsit-o la ursari, la spoitori, la argintari, la lăutari, la toate neamurile și vreau să povestești un pic de povestea asta, pentru că tu în continuare cânti consistent, mai ales pentru că e o chestie de scoaterea ofului ăla, nu? Adică cum a fost pentru tine la primul mort când ai cântat, deci, când erai adolescent? La noi, în lumea asta noastră, de țigani, la toate neamurile, și la toate neamurile, de țigani, la noi e o tradiție că, să spunem, dacă n-aduci lăutari, când moare cineva din familie, părinții, că ăștia, da, n-ai focul ăla să-l dai afară, să-l verși, deci fără lăutar nu se poate, dom'le. Așa era și la care ți-o tradiția și te ajută să te descarci, să descarci durerea. Da, dar nu poți să dai. Și eu la mama și la tata am adus. Și deci m-a întrebat Bogdan că îmi dai seama că plângea lumea, plângeam și eu. Și cum a fost când ai ajuns prima oară? Păi totuși? Când am început lumea, poftim. La prima mormântare câți ani aveai, Sorin? Aveam, m-a luat și pe mine, m-a luat Marin Doru, Dumnezeu să-l dumnească, m-a luat Nicu Bela, m-a luat, ei m-a luat că mă vedea că dau și eu, am și un dar de acolo de la Dumnezeu și le plăcea de mine. Cât ai zice? 16-17 ani? Cam așa. Aha. Cam. Deci deja înțelegi și durerea la vremea respectivă. Dar îți dai seama că mi-a fost greu. Plângeau oamenii aia, plângeam și eu. Și sunt niște obiceiuri speciale. Știu că se iau bănuții din mână de la mort prima oară. Eu am mai văzut chestia asta. Nu știu dacă se ia din mână și de la decedat. Domne, mai zice lumea, uite băia și de la tata, că să-ți dea el că te iubea pe tine ca lăutar. Asta spun. Cum a fost pentru tine chestia asta? Adică, dai seama că prima dată mi-era așa și mie. Cum o să iau eu banii de la lăutar? Mi-era și mie așa trâșeală, dar până la urmă, dacă asta e datina și am văzut că n-a cât anumai eu la moscântă, toți maestrii lăutari care au fost și de la cei mai buni până la cei mai mici, că bine, la cei mai mici. Da, tu ești solicitat, tu ești cerut, pentru că tu cânți, ca să zicem, de jale și de dragoste, tu ești specializat și în partea de jale. Vine și cu o greutate muzica pe care tu o interpretezi. Am darul compunerii, deci toate meselele astea, dacă... Am darul compunerii, dacă spui de Ion, Marin, Vasilică și așa, că copii și alea, eu imediat îmi vine imaginația în cap. Adică vorbe la secundă și la minut, cum se spune la muzicanți. Da. Noi am zice freestyle zilele astea, de fapt. Care e explicația aici? Ai auzit multe povești? E ceva care îți vine ceva de sus. Cel mai mare lăutar nostru care a fost, nu mai vreau, a fost Mihai Nămol, care ăla îl compunea. Neaion, prima oară. Hai să luăm cu bătrânii. Neaion Nămol. A ăștia inventat treaba asta. Da, securitatea lăutarilor. Cum ar veni. Cei mai mari compozitori care, și Ion Nămol, tata lui Mihai Nămol, pe ăsta când îți cânta, plecai dezbrăcat. N-aveai ce să faci. Ce frumoasă expresie asta. Improvizau. Adică dădeai și haida după tine. Și lui îi plăcea cum cânt eu. Și la toate șpriciul m-a invitat pe mine și cântam. Și eu îți dai seama, băi, dacă am ajuns să-i cânt lui Mihai Nămol și lui ăsta îi place de mine, și lui Nicu Bela, și lui Marin Duru, și lui... Adică cei care erau specializați pe muzica de ascultare. Dacă lucrurile ăștia le place de mine, înseamnă că sunt și eu bunicel. Nu mă lăuda, nu m-a lăudat niciodată. Tare, așa de cu muzica asta a noastră. Deci tu, Sorin, nu simți că faci un efort când compui versuri pe loc? Nu. Pentru mine vine imediat, da. Incredibil. Îmi spune unul, băi, uite, am avut și eu pe tata, nu mai e. Și acum și român mă cheamă la Parastase, la asta mă cheamă. De ce? Pentru durerea sufletului să descarce. Nu numai țigani, a început și românii să mă cheme acum. Normal. Păi durerea, românii, de fapt, să ne au pierdut-o, dacă este să o luăm pe firul istoric, la toată lumea se cânta la mort. La toată lumea se cânta, numai că românii au pierdut-o la un moment dat, e chestie de cateheză, n-aș intra neapărat în teoriile bisericii cu privire la povestea asta. Okay. Cert este că la un moment dat s-a spus că nu e în regulă. E o discuție ceva mai amplă și mai complicată, dar tu îmi povesteai că pe la 10-11 ani te puneai pe bancă în fața curții. Acolo, da. Deci, în primul rând, la voi, la Mogoșoaia, ca să o lămurim pasta cu Mogoșoaia. Da. Când erai tu copil, bănuiesc că nu era asfaltat.
Noi, să înțeleagă lumea, cei care se uită la noi acum. Nu erau vilele de azi. Nu, asta zic. Adică bănuiesc că... Eram verii mei, toți eram mici și aveam acum cum e internetul. Nu, și când ieșai la poartă, adică prima oară te întâlneai cu noroaiele, cu urmele de tractor. Noroaiele sus, până la jumate. Bun. Se ieșea prin noroaiele alea până la jumate și se stătea la băncuța de la poartă. Și ce făceai tu cu copiii acolo la băncuță? Și stângea toți verii mei, și stângeam ce dream toți. Și începeam o poveste. Tu cu începeai o poveste? Cu împăratul, cu... Ce spuneam eu acolo, le plăcea. Inventată de tine? Bineînțeles. Ce povesteam eu acolo, nebunile mele. Cu împăratul și fata de împărat. Da, și cu zgribulița, ce puteam eu. Și a venit împăratul, și a venit zmeu, mamă, și l-a omorât, și a făcut și adresa. Te asculta oia? A ascultat pe limba noastră, așa cum povestim noi. Și a venit zmeu urât, fira al dracu să fie, și a omorât-o. Mamă, și a venit regile. Și când a venit băiatul, mare frumusețe, mare... Aveam ăsta, știi... Dar o povestire cu... și asta este o tradiție. Era pe episoade. Băi, mâine vă spun partea elantă, că nu știam. Și veneau înapoi. Toți mă așteptam focul mare. Să... Așteptau serialul, episodul nou de pe Netflix. Tu îți dai seama că el era exact, el era Netflix, Disney Plus și HBO Max la un loc. Pleacă de la 1001 de nopți și pleacă de fapt de la caracterul narrativ al muzicilor lăutărești, care până nu de curând nu însemnau epatare tehnică, ci însemnau mai degrabă poveste. Povestea care vine din Orient. Da. Și povestea e de fapt ce-l face pe Sorin să strălucească și să fie special zilele astea. Pentru că pare că în ziua de azi lăutarii au cam uitat să spună povești. Își doresc mai tare să arate că stăpânesc foarte bine gamele și armoniile. Mai mult decât să-și imagineze ceva. Și mi se pare că, de fapt, rodul ăsta, fructul al imaginației, care se vedea la 10-11 ani la poveștile verișorilor, l-au făcut ulterior să pășească pe după pașii lui Nicu Bela, copilul Ploieștiului, după Mihai Nămol, după Ion Nămol. Generația asta noastră de aur, cum să spune. Tu spuneai frumos, noștri. Împărații noștri lăutari. Împărați, la păi au fost, nu să mai naște așa da, ceva. Da, 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 da. Să mai nască, să facă pământul încă o dată, să mai nască generația asta. Da. Având compozitorul aici, eu zic să atacăm deja ce să mai... prima și cu ocazia asta ne și întoarcem să vorbim puțin de Romeo, dacă e nevoie, că eu zic să începem totuși cu Nu există în lumea asta frate ca al meu, dincolo de faptul că e un cântec foarte cunoscut, eu zic că e potrivit să deschidem așa. Normal. O să se bucure lumea, după care o să începem păi da. Povești multe. Ah, păi da, câte peripeții am tras. Nu există în lumea asta frate ca al meu. Și la bine și la greu e fratele meu. Nu există în lumea asta frate ca al meu. Și la bine și la greu e fratele meu. Nu există în lumea asta frate ca al meu. Și la bine și la greu e fratele meu. Frate, frate, ce mult te iubesc. Frate, frate, ce mult te doresc. Câteodată, frățioare, noi ne mai certăm. Ce repede, frățioare, noi ne împăcăm. Nu există în lumea asta frate ca al meu. Și la bine și la greu e fratele meu. Nu există în lumea asta frate ca al meu. Și la bine și la greu e fratele meu. Dar există în lumea asta soră ca mea. Și la bine și la greu surioara mea. Nu există în lumea asta soră ca mea.
și la bine și la greu, surioara mea. Sora, sora, frații mării mei, sora, frate, eu ți-o mulaie. Ce vârstă aveai când ai compus melodia asta, Sorin? Păi aveam un... care asta cu... Nu există în lumea asta, dar pe care tocmai ai cântat-o. Cred că aveam vreo 20 de ani. 20 de ani? Da. Deci ea este, ca să zic așa, bine de tot înainte de Revoluție, da? Bine ba, de tot. Da. E înainte de Revoluție. Aveai 20 de ani, era aproape, în prag. O, anii 80. În anii 80. Cum să spun, am întors muzica pădus în Manele, că nu, se știe, nu știa lumea de Manele. Știa decât Șaraiman, astea care le cânta. Șaraiman, Ileana, Ileana, câteva. Ce-au cântat frații Gore, ce-au cântat Gabi Luncă, deși Gabi Luncă, ajungem imediat și la Gabi Luncă, Romica Puceanu, păi, cei 2, 3, 4 interpreți care aveau, cum foarte frumos spun lăutarii, niște intrări la Elect Record. Mie îmi place asta cu aveau niște intrări, că e o explicație atât de balcanică drăguță, și de frumoasă. Drăguță, avea da. Intrări undeva. Da, da, deci da. Oamenii care aveau intrări la Elect Record, dar în anii 80, da, a păruse generația lor de impetuoși, unde aș, i-aș pomeni pe lângă Nicu Bela și pe Costel Hanțu și pe Neluță Neagu și pe... Ce, domnule, și începuse, voci, s-auzea. Nu există lumea asta, frate, ca al meu, da, al lui Sorin. S-auzea Prințișorul, s-auzeau tot felul de cântecele. Prințișorul nu a fost al meu. Care, păi nu, din alte guri. Prințișorul, da, eu știu că Neluță Neagu l-a cântat prima oară, mm-hmm, e disputată el povestea, cântat, dar eu știu că Neluță Neagu l-a cântat el, și el. Deși n-a avut voie la Elect Record să-l imprime, știu, se spunea, se zvonea că Ceaușasca, da, a umblat, da, cu caseta la piept, că ea știa că Prințișorul, da, e unul singur și era al ei. Deci, în generația lor, Sorin, Neluță, Costel, Nicu. Eu am bucuros că cântă melodii. Exact. Ăia cu intrările le proluau cântecelele și le imprimau la Elect Record. Normal, normal. Dar aici, ca să o pomenim pe Gabi Luncă, Dumnezeu să o odinească. Dumnezeu să o odinească. A fost puțin altfel, da? Cu Gabi, din câte îmi povestește Bogdan. În sensul în care a preluat, dar a preluat... cu acordul tău, ca să zic așa. Da, adică... doamna Gabi m-a chemat la ea acasă și mi-a pus un castor în față și a zis, cântă, Sorine, ce știi tu? I-am cântat melodiile astea. Nu există lumea asta, frate, ca al meu, Carpeta din Serai. Fata care vinde flori. Fata ca și... Când am plecat, mi-a băgat un dordolei de bani în buzunar. M-am și speriat, zic, băi, băiatului, prea mult. Când eram și tânăr, era vreo 3.000 de lei cu mine. Băi, am mulțumit să rămână. Deci doamna m-a respectat pentru... Doamna era doamnă, ca cântă să zicem. Cântecele astea și ce să mai... Din câte știu eu, de domnul Onoriu și de doamna... Și din câte știu eu, Gabi Luncă, ți-a pus și porecla asta. Da, nu? Eram la o nuntă. Așa. Venea și mă lua acasă Nea Onoriu cu doamna Gabi. Mă lua că vedea că cu și eu place la lumea de mine. Haide, bă. Mă lua și până să ajung la scenă, cine cânta acum? Lume, Puhoi, când venea doamna Gabi cu Onoriu, venea și șapte sate. La garduri, cum? Cum? Ce să mai... Era Puhoi de lume. Până să ajung la scenă, cine cât? E un necunoscut, maică. Necunoscutul mi-a rămas. Să rămână aici. Dumnezeu să o necunoscut, Dumnezeu să intre pe ea și pe toți. Mi se pare că asta face povestea și mai frumoasă, știi? Adică un om care a lăsat în urmă niște melodii extrem de cunoscute, toate astea pe care o să le audă lumea astăzi cântate live aici, are renumele de necunoscutul. Și o poreclă foarte potrivită și foarte miezoasă, așa cum reușeau ăia bătrâni să pună porecle. Nu le puneau întâmplător. E un dar să poți să pui o poreclă atât de potrivită cuiva. Și într-adevăr, Sorin este pe nedrept necunoscut, că de fapt aici este cheia, e sensul citirii, e pe nedrept necunoscut pentru cât de cunoscut e el de fapt. Da, dar îl face și enigmatic în același timp. Sigur că da, pentru că misterul e parte din povestea asta, din vorbea la secundă și la minut, că dacă mesenii știau de unde știi, mare haz. Dar când te așezi și dai drumul la acordeon și îi povestești că cumnatul lui s-a îmbolnăvit acum 3 ani, se întreabă, dar de unde știe ăsta? Bine, mă întreb și eu câțiva, băi, ce a făcut ăsta cu tare, cu tare? Gata, îmi spune, le-a memorat? Și gata, aia este. Deci fișele. Înainte se fac niște fișe, totuși. Clar. Nu pot să intru acum, băi. Mi-a spus lui Bogdan, i-a zis, mă, Andy, ce fericire, gata. Două povești, dacă ți-a zis gata, când te cu e gata, sunt sigur, nici nu fac grijă aici. Sunt curios când ți-ai descoperit talentul ăsta componistic. Cum ți-ai dat seama? Copil. De copil? Mă duceam cu undița la pește
Și dacă nu prindeam pește, îmi venea 10 miliarde de strofe în cap. Deci pe text, totul a plecat de la text, da, inițial. Da, da. Pentru că totul pleacă de la Ion Nămol. Eu am spus și o să o repet, Ion Nămol a fost o prezență total specială muzicală utărească, neînregistrat de Electrecord niciodată. Singurele înregistrări care există cu Ion Nămol sunt de la o nuntă de la începutul anilor 70 de pe Calea Dudești. Înregistrările sunt din colecția particulară a domnului Dan Brânzea din Galați. Uite că tot pomenim, noi îl tot pomenim la cantitate. Și... acolo, sigur că înregistrările alea nu-i fac dreptate. În primul rând că se aud rău. Da. În al doilea rând, era foarte în vârstă. Nu le-a registrat. Eu să-l fi auzit până Ion Nămol la începutul anilor 40, cu Leana Creața lângă el, cu un acordeon mic, nu mai avem cum. Nu, lucrurile astea nu mai există. Sunt ca lacrima lui Bartok, cum să spunem folcloristic, da, adică o babă care nu mai recunoaște că ea știe cânta. Și de la el a plecat chestia asta, după care a fost preluată de fiul lui Mihai Nămol, care îi se spunea foarte hazos Eminescu al lăutarilor, da, parcă așa îi se spunea, așa da, se spunea, că la în sensul că făcea compunea, poezii. Spun, te lăsa, ce să mai dezbrăca, nu cuvântul vorba noastră. Ce frumos e vorba asta. Sorin e la pe lângă ei, nu? Au început și ei ușor, ușor să te ia. Cum au început ei să te ia, de fapt? M-a văzut cam ceva și eu de la Dumnezeu. Unde v-ați întâlnit? La nunți, probabil. Da, m-a auzit și zic, bă, ăsta merită să-și adună. Și te lua lumea separat? Sau cum separat era? Separat m-a luat lumea și la urmă m-a luat și ei. Familia Nămol unde trăia? În ce zonă? Ei trăiește aici, la jumatea Bucureștiului. Nu mai știu se bine, mutaseră bine, că... către centru, dar okay. Rădăcina lor era de la Oltenița. De la Oltenița, unde este da. Și Ion Petre Stoican, da. De unde este și fostul președinte al României. De la Oltenița. Da, 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 un țambal da, da, da. În dreapta și o vioară în stânga la casa lui, pentru că tatăl lui, bunicul, bătrânul Iliescu, a fost ilegalist și a fost ascuns familia într-o casă lor, de lor bătrână, da, asta. Da, reprezentat de Lucrețiu Pătrășcanu în perioada interbelică, în autobiografia lui Iliescu sunt niște note interesante despre lăutar, dar nu discutăm. Adică lumea aia, linia Olteniței, e o lume și e o poveste care la un moment dat se leagă și de comunismul ilegalist din perioada interbelică, se leagă și de povestea asta de după 90, pare că nu e neapărat din susul sau din josul societății, cum spun americanii acum, că nu mai prea mai există cultura înaltă și cultura joasă, da, da, da. În sensul ăla. Lucrurile s-au amestecat. Ei erau originari din Oltenița, dar da, sigur că au făcut... în București. La București, ei, ca și familia și Bucean. Și de mare mi echipui că veniți mai spre normal. Centru, nu? Sigur, sigur. Adică nu stăteau, nu erați... Nu, el, zona părinții au fost de acolo, dar el a trăit la București. Și toată. Chiar la centru. În centru, da. Acum știi de ce noi percepem Mogoșoaia fiind nord, nordul capitalei, da. E zona civilizată, unde te, vezi vile și așa mai departe. Da. Dar pe vremea respectivă, la vremea anii 80, anii 70-80, Mogoșoaia era la marginea orașului. Da, cum la venit, marginea, da? Periferie, cum se spune. Și Romeo îmi povestea, că povesteam cu fratele tău, cu Romeo, că voi inclusiv pe partea tatălui chiar aveți rădăcini vechi la Mogoșoaia, adică mama e din Telorman, dar mama voi chiar aveți niște rădăcini, adică înțeleg că inclusiv străbunicii voștri sunt din Mogoșoaia, ceea ce e foarte probabil ca ei de fapt să fi fost rob de curte, păi, pentru că la Mogoșoaia era... curte. Așa este. Așa era curte este. Aristocratică. Adică nu vorbim de rob mănăstirești și nici de rob de stat, vorbim de particulari. Particular, da. Care da, particularii da, da. Mai și cântau. E posibil chiar să vorbim, apropo că tu îmi spuneai că bunicul tău a cântat cu cavalul. Da. Și cântau mulți cu fluiere, frate, cântau cu instrumente da. Din lemn. E posibil să coborâm în secolul XIX. E înfricoșător, e înspăimântător. Trebuie să avem mare grijă când vorbim de lucrurile de acum 200 de ani, pentru sigur. Că nu prea mai știm mare lucru. Sigur, sigur. Dar într-adevăr găsim niște rădăcini care ne amintesc. Bunicii mei din partea lui tata erau la prințul Bibescu, munceau acolo. Țineau cai. Da. Țesălau cai. Și un frate de-al lui tata a fost chiar botezat de... Era o mare mândrie să botezi copiii robilor, să-i creștinezi. Sigur, sigur. Păi da, să zic, că e în zona acolo. Cânta la caval, cum spune da. Bogdan. Cavalul nu era mai degrabă legat de zona asta de agropastorală. Da, da, agropastorală, dar dacă o frigeai bine, era excepția. S-aude dulce, ca Gheorghe Fălcaru Fluierici de la Clejan, Dumnezeu să-l odihnească, care ăla era șocul, pentru că tu sigur că nu le cântai doar la aristocrați. Hai să ne înțelegem că n-a fost ca la american. Tu puteai umbla pe toată plasa respectivă a boierului, puteai să te plimbi prin tot județul. De asta există această prejudecată că romii ar fi migratori. Ei puteau să umble de colo-colo câtă vreme nu părăseau plasa, adică câtă vreme nu părăseau moșia respectivă. Numai că șmecheria era când ajungeai să le cânți la ciobanii plugari, ăia cunoșteau și
ei un pic fluierul. Și când scoteai fluierul, ziceau, bă, ce are ăsta? Mm-hmm. A intrat dracu în el de poate să cânte cu fluierul în felul ăla, da, pentru că ascultătorul cunoștea un pic instrumentul. Da, da, și da, atunci da. Cu atât era mai spectaculos. Bă, cum face lăutarul ăsta de noi nu putem? Păi, Ricel, ăla n-are egal. Pentru că ținea de fapt de practică îndelungat. Asta e toată șmecheria, adică nu aș vrea să ucid misterul, dar de fapt ține de cât de mult cânți. Când n-ai oi și capre de crescut, cânți de când te scol până păi, te cul. Păi Eric s-a născut. Da, da. Provoc un capitol nou sau mai avem de explorat țara? Nu. Voiam să provoc Hai să provocăm un capitol nou. Pe care să-l provoc tot pentru o melodie compusă de asemenea de Sorin. Am gustat străinătatea și voiam să te întreb dacă ai gustat străinătatea. Am gustat, fiindcă melodia asta am scos-o în 89, când s-a dat drumul la graniță. Și atunci a ieșit prima oară, da? Toată lumea, da, a plecat în străinătate toți. Și ai plecat și tu? Am plecat, că eram însurmenat, că eu cântam zi de zi. Aici? Poate mai mult cu câtă băieții ăștia. Acum, în România, și am zis, băi, nu mai vreau. Băieții ăștia, te referi la maneliști. Te referi la maneliști, când spui băieții ăștia. Eu cântam pe timpul ăla zi. Și am zis, bă, fraților, nu mai rezist, ajunge nevastă mea. Punem câteva soale că eu plec din România să mi se ducă firma, că nu mai rezist. Poate eram și mort acum, dar am și plec să mi se ducă firma. Nu mai vrut. Adică să se mai liniștească să puțin cererea. Lumea. Să mai era cererea când ai zi de zi, Sorin, da? Zi de zi, dar aia nici n-ai imprimat aceste gândece. Nu era telefoane. Când ajungeam dimineața acasă, vedeam mașini, Galați, Buzău, scuzați-mă. Nu-i problemă. Nu mai știam, fugeam, mă piteam, nu mai. Acasă? Acasă, da. Știa unde stai. Da. Nu mai iubeam bani, nu mai aveam bani, nu mai știam ce câștigam aproape, dacă în două săptămâni câștigam o dacie, cum era 70.000 de lei, cum era o dacie atunci. Dar nu mai puteai, efectiv, nu mai făceai față. Eram, zic, dacă mai ții așa mor. Și era și un gen de clienți pe care nu prea puteai să-i refuzi. Da, da, și asta este de aia. Peste mine adică casă. Asta spun, da, nu puteai să spui. Sunt cazuri în care nu poți să zici, exact. M-am ascuns odată supat. Mă doare ficatul, nu mai pot, e nevoie. M-am ascuns odată supat, să nu mai mă găsească. Și aia mică mărgica mea, Georgiana, că... Așa. L-am întrebat, unde-i tactul? S-a ascuns o pată. Și nu venea să o mănânc, îți dai seama. Ce fasole acolo? Bă, m-am băgat să găsesc pantufii, că nu-i mai găsit. Așa era atunci. Vezi, bă, că și talentul să fii prea talentat. La un moment dat, și e o binecuvântare de ești un blestem. M-am dat pe muzică lăutărească. Da? Zic, am zis, bă, dacă eu când oanele, mă prea îmi place, mă dau când cânta oamenii ăștia. Mihai Nomol, Gheorghe Lambru, Nicu Marindor, uite așa plângeam, ca un cum zic, dacă eu nu cânt așa, înseamnă că nu mai sunt lăutar. Dacă nu cânt ceea ce îmi place mie. Și m-am dus pe drumul ăsta. Eram și mai liber. Adică mai respira în sensul. M-am întors în țară. Și unde ai plecat de curiozitate? În Germania. În Germania, da, ai fost. Unde a fost și primul val de plecări. Primul val de plecări, așa este, da, da. Era comunitatea acolo? Era, ne primea ăia, ne dădea și bani, zic, ia uite bă, stau și iau bani. Ne dădea social, cum se spunea atunci. Da, 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 sigur că da. Dar zic, da, era public, adică da, n-avea fierbea inima mine. Odată m-am simțit singur, așa zic, ia uite, bă, câtă lume venea. Odată m-am gândit și zic că am făcut cea mai mare prostie. Dar am făcut-o că nu mai rezistam. Am înțeles. Să mai mi se ducă din firma asta, că nu mai rezistam să mai cânt. Dar vezi care e... Din manele m-am băgat pe lăutărie. Am înțeles, dar vezi cum e lumea asta, Sorin. Ai plecat în Germania unde ai descoperit exact în prima fază ceea ce de fapt îți doreai și părea că asta e lumea în care vrei să trăiești. După care, după cât timp a început să te roadă dorul? Am stat vreo 4 luni. Dar aveam un dor de... Și de deci doar 4 luni, mă. Am gustat străinătatea, e foarte frumos, de fapt. Că nu, cum să zic, n-ai mâncat-o pe toată. Da, m-a gustat-o. 4 luni, o guști. Mi-era dor de copii foarte mult, să mă scuzească, dar mi-era dor de țara asta noastră și de românii mei, de țiganii mei. Eu te-am simțit, eu asta te-am întrebat. Ce făceam eu? Zic, tu ai un filon patriotic din punctul ăsta de vedere. Tu ai un filon patriotic. Tu mi-ai spus că dacă nu vorbești cu câinii pe românește și pe țigănește, pe la Mogoșoaia, pe acolo, nu te simți bine. Asta e o formă de patriotism. Mi s-a pus bani mult să plec și la America, n-am vrut. Lăsați-mă în pace, că eu în țara mea trăiesc ca împărat și n-am treabă de plecări de-astea eu. Frumos. Păi... Și așa s-a născut, am gustat străinătate. Da, e da, pur adevăr, e ce ai simțit tu. Ce am simțit eu, da. Zic, Doamne, gata, s-a dat drumul grăniț, plec. Plec nevastă să mi se ducă firma, că eu mor dacă mai stau să mai... Nu mai suportam nimic. Asta a fost. Și ce să vezi, după 4 luni? Mi-a plăcut să trăiesc, că dacă îmi plăcea banii, muream până acum. Ce să mai... Am gust
tatea, e mai parși, vă că moartea. Să fii pacolo străin, să te simți un musafir, măi. A gustat străinătatea, e mai parși, vă că moartea. Să fii pacolo străin, să te simți un musafir, măi. Mamă, mamă, ce dor mie de tine. Mamă, mamă, vin acasă mâine. Mamă, mamă, mi-este dor de tine. Mamă, mamă, vin acasă mâine. Nu-ți vezi copii, e un an, mă. Stau pe aici să fiu bine, să când scap de mărăciune. Și să-mi fac copiii mari, le trimite tata banii, mă. Ca să duc viață frumoasă, trimit bani doamne acasă. Mamă, mamă, ce dor mie de tine. Mamă, tată, vin acasă mâine. M-a luat focul de băiat, ce repede am plecat. Cât ar fi de scump biletul, la el găsesc tratamentul. M-a luat focul și de fată, și-am plecat repede acasă. Fică ăștia-ți viața mea, m-a mâncat străinătatea, măi. Mamă, mamă, ce dor mie de tine. Mamă, mamă, vin acasă mâine. Și te-ai întors din Germania. M-am întors și m-am axat pe altgen. M-am axat pe muzică de ascultare, pe hori de-astea de ale noastre, pe exact cum cântau bătrânii noștri, regii noștri împărați. M-am axat lângă ei, m-am tașat de ei. Ei mă luau peste tot, că îi ajutam și eu. Stai un pic, acum deja eram în altă lume. A trecut revoluția și au început spectacolele alea cu romii. Noi am vorbit cu Costel Trompetistul, fiei cinstită memoria, Dumnezeu să-l ierte, cu orchestra Gypsy Star. Începuseră un pic înainte de Miss Piranda. Începuseră să se facă acele spectacole uriași, cu Florică Roșioru, cu Marin Duru, că ai povestit. Nici pe stadioane cel mai mare nu vezi, s-a spart ușile, s-a ținut două, trei spectacole pe zi. Ei, cam acolo a fost lansarea ta la publicul larg, adică să te vadă 7.000 de oameni, 9.000 de oameni, că nu puteau fi atâția oameni la un moment. Aplauzele alea, că nu era cu bani înainte să arunce bani pe cenă. Aplauzele alea, că le auzeai. Te ridica așa în sus și te chema lumea de 4-5 ori, m-a chemat. Ăsta e concertul vestit, sau mă rog, seria de concerte de la sala polivalentă. Da. Organizate de care de, povestea... de Gypsy Star. Gypsy Star, da, Costel, da, da. Costel Trompetistul, da, Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească. Cu Leonard, cu Ghiță, uite. Cu Leonard, cu Ghiță, cu cine, Dumnezeu să-l odihnească. Cu cine am mai făcut? Prea des spunem acest Dumnezeu să-l odihnească. A fost colegul nostru și era un om foarte... Noi cu el am debutat în Căminul Cultural. Și l-am avut și pe Leonard. L-am avut și pe Leonard, cu ocazia asta. Da, cu drag, cu drag. Ce mai mare țipa. Și povestește-ne puțin, la polivalentă era lumea, stătea și în picioare, jos. Aole, păi până pe scenă, domnul Andi, a venit până pe scenă, lângă noi. Nu mai era loc. Cred că erau 10.000 mai. Dacă lași lumea la liberă, era 5.500-6.000 și mai venea. Ea e 6.500, dar doar dacă pui pe scaune. 10.000 a fost. 10.000 și eu cred. Full. Deci era așa de... Și cum era cu sonorizarea pe vremea aia? Că tarafurile sunau excepțional, dar cu sonorizarea cam rău în 90. Să știi că la sala polivalentă a fost treaba bună, nu? Cred că s-a adus tot sudetul din țară. Aia zic, aia mă gândesc. Mai, băi, prima dată ne duceam și făceam sonorizarea. Mai fluierau microfoanele, mai sunt niște filmări pe YouTube. S-auzea bine, ne făceam treaba. Da. Frumos, multe nume pe scenă, mulți artiști? Păi, am până la
cei mai mari, Lăutare Noș, Florică Roșioru, Hanțu, Neluțu, toți, ce toată, să mă... Toată lumea. Și actorii noștri. Marin Doru, care fusese la Greutate, că da, uite că nu l-am pomenit prea mult la Căminul Cultural, da, lăutarii iubeau pe Marin Doru pentru că el a ajuns acolo. El când cânta cântecele alea de Plângeam deznădejde pe-și. Și de pârnaie, da? Nu era un lăutar care spune o poveste. Da. A intrat un pic acolo. Asta era important la Marin Doru, el apropo. El când cânta Marin Doru, era credibil. Lăutari, plângeam toți. Da? Ne lua pofta. Când cânta la o melodie pentru care... Pentru că nu era despre pușcărie, era de la pușcărie. De la... Și mare diferență. Și de familie mai mult și de alea. E din interior. Asta cu pușcărie era la mod atunci. Era doza de sinceritate. Dar fiindcă tot ați pomenit de breaz la actorilor, cine a compus melodia pentru cine a muncit toată viața mea? Domnul Andriu, dați tot acum. Asta a fost melodia mea care am compus-o. Aveam... Veneam de la o nuntă și cum noi veneam de la o nuntă, cu acordeon în față, că era daci, nu aveam prea. Eram cu Nicu Obedeanu și cu Mărul din Chiti, la care... Nicu Obedeanu, marele violonist, da. Care din păcate... Nu, nepotul cu Canireto. Nepotul lui Obedeanu bătrânul, da. Așa. Și am zis, uite, bă, ce frumos sună hora asta, bă, da, și băi, frumoasă, rost, pentru cine a muncit toată viața. Eu am făcut-o. Și a imprimat-o Romica Puceanu după Revoluție. După 90 a imprimat-o. Exact cum ai zis tu, muzică. Tu îmi spuneai, aici se fură. S-a furat. Și tu la rândul tău ai furat niște șmecherii de la alții. Păi ce vrei, până nu fur nu înveți cum e vorba. Ce frumoasă. Păi nu-i normal. Am furat și eu de la puțin, bună, mi-am format stilul meu. Asta da. E. Dar melodia aia mea originală. M-am inspirat de acolo un pic, m-am inspirat de acolo puțin. Așa se spune la lăutar, nu inspirat, se spune furat. Eu atât de des am auzit expresia asta, am furat de la ăla, a furat ăla de la mine. Și eu am furat meserie, ca să se știe. Degeaba se arată, dar dacă nu știi să furi. Și trebuie să furi să ceea ce verbul. Știi tu să faci, că nu poți să faci niciodată ca original. Dar fă ceea ce știi tu, dă-mi furatul ăla să-ți acomode stilul, să-ți faci stilul tău. Băi, ăla e. Eu când mă cunosc, dă-mi 10.000 de voci. Bă, ăla e Sorin. Da. Asta e stilul. Băi, da. Eu am întrebat de melodia asta pentru că mi-am adus aminte de la actori, am făcut legătura cu marele Gheorghe Dinică, Dumnezeu să-l odihnească. Mulți oameni știu de melodia asta. Majoritatea. Din... Da, probabil cei mai mulți interpretarea lui Gheorghe. Foarte surmenat, dar nu știu, cântam pentru cine am muncit, am pierdut și nopți, că de aici a venit. Dar am pierdut și zile. Am muncit cu drag copile să te... Ce, domne, când ai ieșit asta, a fost bun. Dar spune-mă, cum te simți tu când auzi că lumea scântă cântecele? Bine. Fără ca lumea să știe că sunt cântecele. Să mure, nu spun sincer, cu mâna pe piept. Dacă nu m-am simțit cel mai fericit că mi s-a cântat cântecile și să cântă și până în ziua de azi. N-am compus multe, 7-8. Dar 7-8 a rămas în istorie. Hituri, mă. Hituri. Păi el mi-a spus să terminăm acum cu drepturile astea de autor, că la lăutărie n-au fost drepturi de autor. Asta mi-a spus. A fost superb. Eu n-am făcut deci multe. Am auzit, câteva. Da. 10-11, da. Dar au rămas acolo, de le știe toate generațiile. Așa ce e, mă. Mamă, ce lume, mă. Da, chiar cred că e o satisfacție. Colegul meu pe Vali Vigilie, care spune, bă, de câte ori când melodia cu frații, mă gândesc la tine, Sorin. Colegul meu. Și eu, tot timpul când o aud, mă gândesc la tine și la Romeo. Mi-a zis timpul. O vorbă frumoasă, Vali, odată, când m-am întâlnit cu el. Auzi, dar Romeo, el a apucat-o pe, la un moment dat, era pe zona asta, mai spre zona de rap, așa, un pic, nu? Da. El a făcut o porcăială cu formația Fantastic. Erau doi gagii rapperi și el era cântărețul. Ala era formula. Da. Și el prima oară cum a început, că tu mi-ai povestit, Sorin, da. El cunoscut, eu l-ador pe Romeo Fantastic. Romeo Fantastic este unul dintre artiștii transgresivi din anii 90, 2000, 2010 încoace. Da. Păi, s-a luat multe formule de rapuri care scrie. Apropiat mai degrabă de muzicile din Caraibe. Eu poveste și acolo. Eu poveste și acolo. Și el își asuma circul pe care îl făcea. Asta mi-a plăcut mie cel mai tare la Romeo. Romeo nu purta unghiul, purta toate ghiulurile. Da, asta îi place este numai un argint. Lucru extrem de important. El la ur nu poartă decât argint. Dacă e un inel, decât ar fi. Dar și el venind din emoția asta, tu mi-ai povestit că la început el era practic ca un fel de tehnic. El vă mai ajuta cu căblarea, cu chestii. Căra țambalul lui maestru Florica și Andru. El era pe lângă noi și el și la un moment povestește-mi cu Carolina. Deci erați la Strand, eram, la Străulești. Da, eram. Când a ieșit Carolina, Carolina. Am cântat noi ce am cântat acolo și el știam că a făcut o melodie cu Carolina. De ce zic la băieții? O adaptare, stai să spunem așa, adaptare. Ca să zicem frumos, o adaptare după un cântec imprimat în perioada interbelică în Jamaica, un cântec ska, făcut ulterior și de Shaggy.
pop song. Da, e vorba de o Carolina, da? E un standard jamaican, Carolina foarte vechi, da. Și el a făcut Carolina Giambala de jos fustă, da. Și erați la strand la Străulești. Așa, da. Te rog, și povestește asta că e minunat. Dacă vedeți ce melodie a scos ăsta, bă, nu chiar așa, că cu... Ia pune-l, bă, să cânte. Vă spun pe viața mea, că a început să cânte toate femeile dansa pe mese. Și tu într-o primă fază, că tu asta mi-ai zis, că era și frică că ne iau ăștia la omor. Unde să cânti așa ceva? Am scos și o melodie acum. Ia pune-mă, hai să mă stă să te aud. O, Carolina Bala. Și uite, pe mine, freacă, pleacă dracu. Schiloții jos, da, na. Am fost la o nuntă, nu știu unde am fost. Și mireasa, mare frumusețe, da, da, da. Că l-a văzut, că de și el firmă, l-a văzut. Este în continuare, pentru mine de acolo, Romeo e super, da. Cool. Când l-a văzut copiii, o, Romeo, fără, cântele. Și a început, să pară în aerea bala, ești o păduchioasă, ești o lindinoasă, frate. Dar socrul mic când a auzit, și a zis să face fata mea așa lindinoasă, îl tai să moară. Da, băi, băi, da, el zic, ce să-i fac? N-am ce să-i fac, fratele meu mai mic, când l-am oprit muzica, norocul că fromie, era vreo 100-200 de copii, de-aia a început să, Romeo, hai mă, ce mai faci? Hai dracu să cânte, dar mai să-mi vine ceva la fata mea. Și atenție, 1999, suntem cu 20 și ceva de ani înainte de trap, înainte de toată, acum toată cultura e transgresivă. Așa este. Toată cultura e așa. Așa este, acum, da, 22-23 de ani nu era nimeni, era ciudat. Cum să spui așa ceva? Aud femeile. Așa se spune la țigan normal. Aud femeile și copii. Toată nu putem să vorbim. Și acum. Trebuie să avem un pic de decență. Între timp decența asta, nu știu dacă e bine sau e rău, așa s-a schimbat societatea. Mă rog, s-a schimbat lumea. Odată cu apariția internetului, s-a schimbat aproape tot. S-au schimbat obiceiurile noastre de consum. S-a schimbat felul în care vrem să avem legătură cu emoția. S-a schimbat, nu mai avem răbdare. Noi vrem lucruri care să se petreacă imediat. Tot de la internet. Așa ni se trag toate lucrurile astea. Nu mai răbdare. Totul e pe fugă. Și s-a schimbat toată povestea. Te-a inspirat și povestea asta? Internetul? Schimbarea? Digitalizarea lumii în care trăim? Pe mine m-a zăpăcit asta. Vă spun sincer. Te-a întristat, adică. Nu că e zăpăceală mare. În primul rând, internetul e bun, că vorba aia, mai ne uităm și ne pe el și astea. Dar e o zăpăceală de cap, ce să mai. Acum e la modă, ce să mai. Eu rămân așa, pe vechi. Îmi place așa, am văzut pick-up-ul al dumneavoastră, mi-a fost așa drag. Dacă ce văd aici la domnul Andi, dacă începem, dacă începem cu să ne domnim, încep și eu acum și zic că... Eu propun totuși să nu ne domnim. Da, da. Hai să rămânem. Am făcut agreementul ăsta de la început să... Am eu, deci tu mi-ai spus că voi, pentru tine, inima ta și sufletul tău a fost să cânti Lăutărește ca bătrânii. Dar... Foarte, ai văzut ce se întâmplă de jur împrejurul tău în lume? Ai văzut... ce se mai întâmplă cu niște domnișoare zilele astea, mm-hmm. Și chestia asta te-a inspirat într-un fel. Tu ai produs și niște cântece cu tematică modernă, chiar dacă ele muzical se extrag din vechile noastre cântece. Moșule, te-aș întreba, la Sinești pe magistrală, sunt unele dintre ele sunt legendare, sunt clasice. Și tu ți-ai adus și tu aportul cam folclor, cum se spune. Da. Ai mai pus și tu câteva versuri în plus. Și așa a apărut un cântecel care mie îmi place foarte tare, care se cheamă Curva din secolul 21. Mă, asta mare toți băieții. Ce e cu cântecul ăsta? Și băieții, mă. Ce e cu cântecul ăsta? E, cântecul ăsta e... Cum a apărut? Ce s-a întâmplat? Povestește și, un pic. Cum să spun, și... Sunt și faze trăite, că toți am iubit la viața noastră. Chiar dacă mă aud de nevastă, mi-ai spus să mă scuze că acum mai am revenit și sunt un om normal la casa mea. Dar viața s-a dat... Așa l-a recunoscută e pe jumătate. Te face să... Ai multe chestii de-astea și de-aia mi-a și venit că și toți băieții au avut probleme alea și te-ai să scuși și eu asta din 21, zic că asta e la modern acum. Da, 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 da. Pe modern. Te-ai gândit că e o poveste care o să îi atingă pe mulți. Da, păi normal. Și când a explozia a fost melodia asta. Și a rupt din prima. Și acum îmi vedeai amicii, 21 neasurine. 21. Sau îmi spune mai mult a figurantă. Și fetele și băieții moare de ea. Și bă, uite, dacă tineretul ăsta le place de asta, înseamnă că e bine, zic. L-a prins. Sorin mi-a zis foarte frumos ultima oară când am povestit de cântecul ăsta. Noi am mai vorbit de cântecul ăsta și mi-a zis, păi n-ai văzut, Bogdane, că găsești tot ce vrei și tot ce nu vrei pe internetul ăsta? Normal. Asta mi se pare adevărat, tot ce vrei și ce nu vrei. Ce nu vrei, da. Așa e, mă. Pentru că la un moment dat, sigur că am vorbit și de partea pozitivă a internetului, faptul că
poți fi un copil dintr-un oraș mic sau dintr-un oraș, dintr-o comună și poți auzi niște oameni care vorbesc alte lucruri decât trăznăile pe care le vedem în primetime television, dar dezavantajul este că se insinuează niște lucruri în comunitate, care, în comunitățile mici, care la un moment dat le zmintesc. Cum spunea Brăiloi în perioada interbelică, eu nu vreau să le cumpăr gramofoane la țăran să se apuce să cânte Sonny Boy. Că era și pe timpul ăla. Adică tot timpul trebuie avut mare grijă și acum cu internetul e o chestie care nu mai poate fi controlată. Nu mai poți să stai cu el. Nu mai poate fi controlat. Așa este, așa este. Iată, noi vorbim despre bunele și relele internetului pe internet. Păi dimineața când mă trezesc pe internet toată lumea, asta e. Nici nu mai vorbim prin casă, zici că suntem mulți, mai pe internet. O oră, două, că la urmă te plictisești la un moment dat, că să stau pe internet toată ziua zi pot. Suferit în dragoste. Ești curva numărul unu din secolul 21. M-am apucat de băut, că m-ai trătat pe Facebook. Ți-ai găsit un babălâc și tu m-ai trădat mult. Ce mai făceam pe deșteptul, ce-ți mai plăteam internetul, mamă. Acum ai bani, trăiești bine și ai uitat, curvă de mine, că ți-am făcut numai bine. Lume va când te-am luat, te reai săracă, purtai blu și aveai o geacă. De nimeni a cunoscută și acum lucrez pe valută. Te dai mare stuardeză, că ai învățat limba engleză. Mai nene, dar acum lună de zile vreau să muncești pentru mine. Să te plic cu teleguța, să le arăt la toți maimuța. N-aveai bani, erai săracă și acum te dai diplomată. Și auzi, băia bun, cu o femeie ce-am trăit, am auzit că a murit. Eu cu inimioara mare când m-am dus să-i facă pomană. Eu când i-am deschis groapa, era cu altul peste ea. Asta s-a iubit cu sete, s-a iubit și cu schelete. Cu Dumnezeu s-o mai ierte. Ole! Lume va... Și normal. Ce mai muță figurantă a sărit la leu să-l bată. Mai maimuțu, ai prins curaj, te invi la porbagaj. Știi că aici fac legea eu și în jungla mea sunt un leu. Te-am cunoscut prin parcare când erai moartă de foame și eu ți-a dat o banane. Lume, vai, măi, 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 toate fetele sunt dulci, când ai bani și le ai duci, dar rămâi puțin sărac, ea s-a dus și te-ai uitat, ea s-a dus și te-a uitat, măi, măi. Încerc să-mi imaginez să fie apărut melodia asta,
pe care tocmai a cântat-o acum, să fie apărut astăzi în formă trap. N-ar fi făcut niște... Foarte cool. Nu-i dai idei, îl salut pe fratele Luca Beats, pe care îl ador, un artist extraordinar. Nu-i dai idei. Poate dau eu. Sau care, poate care, care, muzica e oricum făcută să inspire și să... Eu pot să cânt toate genurile de muzică. Super pot cool. Să fac și rap, dar mă stric ce a zis lumea. Băi, Sorine, dacă nu cânt stilul... Nu, dar ție nu ți se potrivește. Vezi cum ți-au spus? Nu se potrivește. Asta zic. Dar poate fi un... Poate fi un ghost songwriter. Eu cred că adică e mai potrivit Romeo pe treaba aia. Da, el, da? Eu de mult, frații Cobzaru, o văd ca o poveste din asta de tot transgresivă, inclusiv cu dansatoare îmbrăcate în traininguri. Adică eu văd o chestie din asta de făcut un show din ăsta wacky, total, cu ei doi, pentru că ei sunt complementari. Da. Cum a fost pentru voi oricum chestia asta? Ați avut discuție pe tema asta? I-ai zis, bă, apucă-te și tu de lăutărie sau el, hai frate meu, să o dăm mai pe modern. Cum de ați luat-o totuși pe cărări atât de diferite? Că pentru mine tot timpul a fost spectaculos, că nu e diferență mare de vârstă între voi, dar tu zici că ai 150 de ani și el zici că are 25. El așa se poartă. cum s-a întâmplat asta pentru voi ca artiști? Adică ați vorbit vreodată de chestia asta? Sau? Da. I-am zis, mă rog meu, dacă el cântă de toate, nu e o problemă. Dar nu și-a de bine. El pe stilul lui, chiar de cel mai bine, la modul care cântă, Carolina și brecul lui de dans, toată lumea după el, exact ca și la mine, dacă vreau să fac altceva în afară de lotărie, mie nu știa de bine. Și ce zice lumea, bă, nebunii, Sorin, nu mai iubim, gata. E normal. Deci fiecare avem drumul nostru. Băi, se potrivește, de fapt, pentru ăla, pe structura ta. Nu te iubește lumea dacă nu cânti originalul care ești. Romeo, unde e acum? E la Londra? Nu știu dacă a venit. A venit că a fost la ziua la prietenul lui, la prieten foarte bun, ne care îl iubește, foarte ca frații, n-am ce să cuvinte să vorbesc. Și au fost acolo. Mr. Fantastic Bombastic. Mr. Fantastic, da, interesant. Îmi povestea Costel trompetistul în cartea lui, uite că e a doua oră când îl pomenim, era un băiat bombasticu. Da. La Romeo se referea, da. E o diferență între manelele cântate la rece, cum se spune. Cum s-a cântat și astăzi, ca să zic așa. Și manelele cântate la stațiile alea de... Simți că ți-are sângele pe ochi? Asta, acum e moda la așa ceva, domnul. Dacă nu, vorbești și la Petru și așa, știi, că mi-ai zis să vorbim normal. Da. Andy a zis frumos, războiul. Dar dacă nu se cântă tare acum, cum spuneți, la muzica asta, și că nu are efect. Doamne, asta e moda la tineret acum. Ce să le faci? Să dea tare. Păi și să dea tare. Dacă nu dai tare... Nu simți că să zguduie inima aia, Nica, să fie, cum să spun. Pentru că maneaua în mintea mea are o noi, adică are multe noime, nu una singură, are emoții, are sinceritate în ea foarte multe ori. Dar mi se pare că e văduvită de toată povestea asta și emoția e văduvită, e cel puțin sigur. La noi e pe generație. Puștimea în ziua de azi, până în 25-30 de ani maxim, le place așa. Să fie tare rău. Normal, și ce să mai... Lumea, uite... Deci noi, bine. Noi suntem o bătrân, că și eu sunt o vechi, bătrân, ca și Sorin. Să nu generalizăm. Și mie îmi place când i-aud. Să nu generalizăm. Sorin, tu mi-ai spus că ai și clienți, inclusiv niște medici pe care eu îi cunosc, n-aș vrea să-i dau un fapt, care te cheamă să le cânți tu cu Hopnerul la Verdi fără regiști. Am rămas impresionat, Bogdan, colegii tăi și acum sunt și ai mei. M-a rămas impresionat, bă, dar ăștia-i oameni mari cu... Și n-au 80 de ani. Emoția adică e pentru toată lumea. Și zic că oamenii ăștia să mă iubească, pentru că ăștia are școliți, ca și Bogdan, ca și domnul și vorbea povestea... Să le pleacă de mine în stilul ceea ce cu școală, fără școală, fără emoție, eu nu cred că putem trăi. Asta și a zis Sorin, ne place puritatea. Exact cum a zis și domnul Andy și Bogdan, la fel ai zis și tu. Băi, ne place să te auzim așa la rece, cum cânti tu. Dar normal, asta e. Normal. Puritatea muzicii. Aici e într-adevăr o diferență pe care Bogdan a sesizat-o și la care eu nu m-am gândit. Că mulți dintre lăutarii de astăzi sunt mai preocupați de a demonstra abilități tehnice. Da. Uitând că e pata. Eu aud des vorba asta. Tehnic. Proastă. Ca să-l citesc pe Bibi. Da. Pe Mieluță Bibescu. Da. Că e o vorbă foarte proastă. Da. Mamă, cânt acum de iau maulul ăla. Să-i tai pofta de cântat. De ce să-i tai pofta niciodată de cântat? Da, mă, cântă chiar și tu și lasă-l și pe el să cânte alea două note pe care le știi. Am zis eu o vorbă, băi, dacă s-ar scula Michael Jackson din groapă și cântă stilul lui, eu cânt stilul meu. Nu am treabă cine e pe scenă. Sigur la că da. Mele, dar aici e o păcăleală la mijloc pe care unii dintre ei nu se sizează. Într-adevăr,
tehnica asta deosebită poate produce o reacție imediată, adică îți dă ție o satisfacție imediată. Șoc. Dar omul nu ține minte în timp, din păcate. Ceea ce ne face să ținem minte și să ne ducem până în groapă cu ele sunt emoțiile. Aia e. Iar emoția vine nu din tehnică, ci vine din ceea ce... Din poveste. Da, din poveste. Deci cine vrea să gândească pe termen mai lung, cine are nevoie de satisfacție și de apreciere pentru toată viața, până când se va duce pe lumea cealaltă unde o să ne ducem cu toții. Normal. Aici e secretul. Secretul Normal. E în poveste și în emoție. Cine vrea reacție imediată, că pot să înțeleg și asta. Sigur. Bă, am intrat într-o încăpere, sunt numai lăutari mari, vreau să arăt că am și locul meu aici. Dați-mi și mie puțin. Sau pe ce instrument sunt eu. Cu tare vioară, nu știu ce contrabas. Normal. După care, ok, și acum ca să mă țină minte toată viața lor, ia un pic, tăticule. Și începe Marcel Budala. Dacă n-ai, să transmiți, eu ceea ce când în inimă, trebuie să transmit la omul ăla, să-l fac ceea ce simt eu, să simtă și el. Și îți dai seama că asta e la mine. Asta e un dar care te naști cu el. N-ai ce să... De aici, fata care vinde flori, de aici răpirea din serai, da. Povești toate. Povești. Care sunt poveștile lor? Fata care vinde flori? Da, fata care vinde flori e făcută după un film, că mi-a zis... Din Corea de Nord. Bogdan, care... Chiar așa se chema. Profesorul nostru. Nord-corean. Era un film cu fata care vinde flori făcut de coreeni, care exact așa, era o familie amărâtă, cu o fată, orbește una rea. Da. Și exact ce se întâmplă în filmul ăla, am încercat să facă, mi-a plăcut foarte mult. Te-a impresionat filmul? Bine, melodia aia mea. Și... Am înțeles. Dar eu am luat povestea, cum a spus dumneavoastră. Cum ai spus povestea și, care călca sufletește pe comunitățile cărora tu le cântai. Că de fapt asta e important, că de-aia să plângea la juca lumea la anunț că să cânta, o cântam manea. Și plângea, zic, băi, și cântăm și ne place și râdem, e frumoasă, cu iau iubit surioara și a venit, da, frumusețe. Ce și pe mine m-a șocat acest text când l-am auzit filmul în original. Filmul nord-corean, Bogdane, filmul da? Nord-corean, că vorbim de vremea lui Ceaușescu, nu din așa noi sud-coreeni. Și se și spune că ar fi fost scris pe timpul când era ilegalist de Kim Ir-sen. Deci asta este, da, domnule, este superb, filmul. Este superb. Dar, adică scenariul filmului, dar tu îmi povesteai chestia asta. În momentul în care începeai să cânți și unii plângeau, alții dansau, păi da, o chestie șocantă. Rar mai auzi asta. Eu nu-mi amintesc ultima manea în care e vorba despre, cum o să vedem în cântecel, despre o femeie care îi scoate ochii unei fete. Da. Despre un copil orfan, despre un sunt niște teme care în manele nu mai avea există. Și mamă și frate, nu în film. În manelele lui Sorin Necunoscutul există și sunt sărac dar mă ridic. În manelele de astăzi sărăcia tot timpul e proiectată în spinare, într-un trecut, uneori contrafactual, de tip suntem jmecheri. Păi da, dar ieri ce-ați fost? N-am fost, hai să trecem mai departe, dai drumul la balans. What? Da, da. Asta e un complex, de fapt. Așa e, da. Da. Ei, Sorin, nefiind complexat, da. Vine și spune cum ne-a povestit, de fapt, și în cântecul din secolul 21. Da. Ai uitat ce de portbagaj? Da. Și asta de fapt... Sărac. Puteai bruși avea o geacă. E o chestie care e interesantă, pentru că, de fapt, asta ține de organele interne ale acestei cântări. Cum poate să fie muzică de mahala în care toată lumea e bogată, are mașini și e plină de bani? Ăla e un complex. Și în momentul în care Sorin desface perdeaua, se vede și un pic de fomică în spatele perdelei, care e asumată și e fantastic. Da. Aici iese din artizanat și intră în artă. Acum, după părerea mea. Toți băieții ăștia care face muzică, nu vreau să dau numele, nu? Dar nici nu trebuie. Compune numai de șmecheri, numai de bombardieri. Bă, eu nu știu la cine cânt. Eu nu știu toată mafia și toate nu știu la cine cânt. Ce mai trebuie să mai spun eu ăla că e bomba când omul știu ce poate și ce... Dacă trebuie să-i zic eu, înseamnă că nu prea e. Și acum, fine și ăștia cu... Dacă e... Vorba aia, vorba ta, la aia mare, mai trebuie să zici tu acum. De ăștia, acum are și un milion, are și dacă are 5.000 de euro în buzunar, și că e șmecher. Nu, poți să fii șmecher, mă, frate. Ia zi, la ce șmecheri am întâlnit eu? Păi ce n-ai, bă, am fost coloși în România. Să trăiești 5.000, păi ce așa, mi-a căzut pe jos, mă rând. Spuitorul era regele șmecher. Și mulți, nu trebuie să te lauzi ca șmecher, că ai bani. Așa e, sigur că nu trebuie să te lauzi. Și mulți care sunt... N-am cuvinte să... Ai prins, Sorin, ai prins sigur că ai cântat pe la șmecher. Nici nu mă gândesc. Șmecher se numește... Șmecher că ești deștept. Da. Asta se numește șmecher.
Cel puțin în societatea noastră balcanică. Da, da, descurcăreți. Cel puțin la sud și est de Carpați. Am văzut că tot timpul primim comentarii în direcția asta. Le promitem oamenilor că o să ajungem și în Câmpia Transilvaniei. Chiar le promitem. Da, 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 sigur, fără discuție. Dar am zis doar să încheiem. Când ne referim la balcanismele astea, ne referim mai degrabă la sud și la est de Carpați, ca să o lămurim. Da, da, da. Okay. Noi trebuie să înțelegem că sunt totuși două românii cu istorii oarecum diferite, care vin din străvechime. Sigur. Iar răpirea din Serai, ca să merg pe povești? Răpirea din Serai, ați văzut că la noi țigani și la români, nu, adică tot. Ce să zic, când intrai într-o casă, dacă n-aveai carpeta aia pe perete, parcă nu te simțeai bine. În orice casă care mă duceam și încântam, și când intram în casă, îmbrac mireasa, știi că da tinele la nu, vedeai carpeta de Serai. Băi, m-am văzut carpeta asta de Serai toată viața. Așa, și mi-ai dat cap și am zis, iasă cât era la un prieten, la un șpriț. Băi, eu fac cântare din asta. E prea, prea frumoasă. Prea o întâlnesc peste tot. Da. A, dacă n-aveai carpetă de aia, nu mai și acum nu se mai întâlnește aproape pe nicăieri. Se vând pe ocazii la niște prețuri mari. Eu am găsit una mi-am făcut-o un sacou din ea, dar nu se mai găsesc. Poveștile astea sunt de acum 25-30 de ani. Acum nu se mai găsesc. Parcă nu era casa frumoasă fără carpetă de aia. Intrai în living sau cum era. Da, mă, e o perioadă, e o parte a istoriei noastre. Unde vedeam și încă o dată ne întoarcem la funcția lăutarului, că aici, cum ne place nouă să spunem, cum zice prietenul meu Adrian Nicolae, ne distrăm, dar și învățăm. Funcția lăutarului era dublă în societatea tradițională, ca modernizator, dar în același timp cel care îți conservă identitatea și memoria. Asta face Sorin. Și modernizează, dar în același timp păstrează. Băi, nu uitați, că nu v-ați luat easy azi și nu mai au dispărut opincile. Ele rămân, trebuie să le luați cu voi. Și dacă le țineți în sufletul vostru, veți fi mai mișto cu easy ăia în picioare, știi? Nu neapărat... Bine, domnul. Profesorul nostru... Mor. Bogdan Cobzaru, care și... Nu, eu sunt Cobzar prin adopție, tu ești Cobzar chiar în buletin. Și Andy, care faceți aici, ne-ați dat și nouă șansă să ne vadă lumea care mai rămas ăștia, ultimii motihan, cum să spun. Da, 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 clar, așa e. Sunteți, clar, așa mai, am și ne dați și nouă ceea ce ne aparține nouă. Așa e. Așa e, da. Mulți... Mă uitam acum, nu există în lumea asta, frate, ca al meu. Am gustat străinătatea, curva din secolul 21, fata care vinde flori, răpirea din Serai, pentru cine a muncit. Bă, toate hituri, mă. E ale mele. E născute de mine, cum spun eu. Băi, e copiii mei ăștia. Eu le-am născut, eu le-am făcut, eu le-am vorba lăutăresc. Bă, asta e născută de mine, cum spune, ca vorbă. Dar au rămas în lumea, le știe generațiile noastre, de la mic la mare. Bă, ăștia mai tineri de 20 nu prea le știe, dar când le aude, le place, auzi. Dar ăștia care a crescut în melodiile astea, le știe toată viața. Sunt ale mele. Bă, mare lucru mi se pare. Da, adică, da, și mie, am zis. Până la urmă de cântat, cântăm cu toții. Adică cântăm cu toții. Cântă cei care sunt cu adevărat dăruiți de la Dumnezeu. Normal. Cu toții îndrăzniți să cântăm. Cum? Și în societatea tradițională, la colindat nu mergea toată lumea? Absolut. Nu înseamnă că toată lumea cânta bine. Dar toată lumea trebuia să cânte. Și eu prin curaj, dacă sunt la o nută și am apucat de... Ce asta e problemă? Am un pic instalația, imediat am prins curaj. Și la tine încă e bine. Edu, microfonul, dar acordeonul chiar nu mă bagă, adică nu merg până acolo. La tine încă e bine și e foarte bine. Cum spunea Harry Browner, folcloristul, domnule, nu știu dacă românul s-a născut poet, acolo nu mă bag, dar muzicant s-a născut cu siguranță. Adică pe fluierat și pe cântat nu ne întrece nimeni. Adică are Andy ureche, l-am auzit, că are o mare ureche. Are, dar... Dacă a zis Sorin, și e treaba bună. Sau cu doi maiști coloși aici, care vă iubesc, ce să mai... Ce drăguț. Sorine, cânti în continuare, da? Ești pregătit după emisiunea asta să deschidă alei noi. Pentru că sunt oameni care poate abia de aici încolo o să zică, a, deci el e omul, am putea să-l chemăm chiar pe el. Da. Adică e și mai frumos când tu auzi melodiile cântate chiar de cel care le-a compus. Bineînțeles. Eu bineînțeles. Vă mulțumesc că v-ați gândit la mine și ați chemat originalul. Și am venit cu mare drag la Andy aici, la invitația lui Andy și a lui Bogdan Cobzaru. Cu cel mai mare drag, uite-vă că s-a găsit cineva să
să intre în fundul ăla al lutăriei, să scoată la suprafață cum e aurul ăla din pământ. Ai văzut? Ăsta e aurul. Nu că sunt eu aur, dar vorba vine, nu? Dar ești parte din aurul. Nu, e, că nu mă dau aur, nu niciodată nu m-am lăudat. Ba da, ești parte, ești parte din povestea aia. Păi tocmai de asta spun eu. Că am palatul la Mogoșoaia, Bruncoveanu, unde am crescut pe acolo. Dar nu sunt, măi, împăratul are palat. Așa e iubirea oamenilor. Te face rege, te face... Așa e dragostea lor, dar se manifesta prin chestia asta. Eu ador că tu spui împărații noștri lăutari, pentru că de regulă lăutarul era oarecum antonimul împăratului. Și mie îmi place împărații noștri lăutari, de-aia îmi place exprimarea asta, pentru că mă face să mă gândesc la Nicu Bela, Dumnezeu să-l ierte, la căciurile alea de Astrahan de pe cap și gecile alea cu trei numere mai mari pe care le purta când trăgea de acordeon pe frigurile alea. Ce? Numai la împărat nu m-aș fi gândit, dar adevărul e că el în felul lui era Nicu Bela a fost un cel mai mare lăutar al nostru. A fost un model pentru și tine voce și acordeon juca și țânțarii după el. Avea un stil de a cânta hore și cu vocea de Nelu Răducanu, cu el a început. Nelu Răducanu, pe care l-am avut la Era foarte iubit, foarte, și de toată generația de oameni a fost iubit. Ce mai? Îți mulțumim din suflet pentru vizită. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Sănătate ție și familiei, întregii familii. Bogdan Copzaru. Doamne ajută. Vă iubesc și mulțumim din suflet. Salută-l pe Romeo Copzaru din partea noastră. Exact. Și să ne vedem cu bine într-un nou episod din Căminul Cultural. Sănătate la toată lumea care se uită aici la domnul Andy și la Bogdan. Da. Vă mulțumesc din suflet. Fata care vinde flori e roșie în obrăjori și are ochii negrișori, mă. Ce n-aș da și ce n-aș da să o duc la mama mea să fie mireasa mea, măi. Fai jos de casa mea, ea de o femeie rea, mi-a vorbit suprioara, măi. N-are inimă de mamă, lovește o fată orfană, lovește o fată orfană. Cumpărați, cumpărați, cumpărați și nu vă mai certați. Luați câte o floare pentru fiecare. Cumpărați, 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 cumpărați și nu vă mai certați. Luați câte o floare pentru domnișoare. Ca să nu dau fugă la viață, la fata ce vinde flori, mă. Să luăm toți cât o floare, florerea să ne valoare, e mireasa mea, măi, Doamne. Nu există dimineață ca să nu dau fugă la viață, la fata ce vinde flori, mă. Să luăm flori de la ea, să fie mireasa mea, s-o duc acasă la mama. Cumpărați, 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 cumpărați și nu vă mai certați. Luați câte o floare pentru fiecare. Și acum ceva mai noi, auziți, spuneam. Fata care-mi place mie vinde curs la farmacie și are roiche vișinie. Ce n-aș da și ce n-aș da să fie numai a mea, să duc acasă. Hai cu carpeta! Ce mai vine una originală? Aici la Angel Bisescu, Bogdan Copzaru să fie. Se spune că a fost odată o poveste adevărată, cu răpirea din seraimă. Numai tu am
da, da. Am acasă pe un perete o carpetă cu o poveste cu răpirea din Serai. Numai tu bogătălu ai, da, da, da. Am acasă pe un perete o carpetă cu o poveste cu răpirea din Serai. Numai tu hoțul meu ai. Hoțul care m-a răpit, măi, și de bine s-a drăgostit. Ce-i cu? M-a dus la el la palat. M-a furat imediat, măi. Am și eu un perete, o carpetă cu o poveste, cu răpirea din Serai. Numai tu hoțul meu ai, măi. Am și eu pe un perete, o carpetă cu o poveste, cu răpirea din Serai. Numai tu hoțul meu ai, măi. Pire, 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 pam, 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 pam.